Bună seara! Cred că atât eu cât și doamna ministru am făcut astăzi un gest de normalitate și mai mult decât atât am transmis un semnal foarte clar că statul român nu lasă niciun român în urmă. Astăzi au fost recuperați 129 de români, atât români cu cetățenie română în România, cât și români din Republica Moldova. Următoarea aeronavă, cred că într-o oră, va ateriza și, după cum bine știți, deja este o listă de 51 de români. Au mai venit mai multe solicitări, peste 100 de solicitări, ca în perioada următoare să vină în România împreună cu familiile. Vreau să mulțumesc în primul și în primul rând doamnei ministru și echipei sale de la Ministerul de Externe, a toate instituțiile statului român implicate în această acțiune de recuperare a românilor din Fâșia Gaza. Să specific foarte clar, în toată această perioadă a existat o conlucrare directă între Guvernul României și președintele României și, nu în ultimul rând, aș dori să mulțumesc statului Israel, Egiptului, Qatarului și Statelor Unite ale Americii pentru reușita acestei acțiuni și, în continuare, celula de criză de la Ministerul de Externe va funcționa până când vom recupera ultimul român din Fâșia Gaza care dorește să vină în România sau în Republica Moldova. Doamnă premier, doamna ministru, ce v-au spus oamenii din avion? Ce v-a emoționat cel mai tare? Care a fost poate povestea care v-a fiind o doamnă, cred că poate exprima mai bine decât un bărbat toată emoția. Foarte emoționați și fericiți. Ne-au mulțumit pentru că vin dintr-o zonă de război și au fost foarte afectați și povestea lor este foarte emoționantă. Sunt mame, au fost mame cu copii, familii întregi și suntem foarte motivați să continuăm ca să îi evacuăm pe toți cetățenii români și pe membrii de familie acestor care au solicitat acest lucru. Sunt mult mai mulți. Sunt mult mai mulți cetățeni români cu dublă cetățenie în Fâșia Gaza. Noi vorbim de românii cu dublă cetățenie care solicită să vină în România. Ceea ce am făcut eu cu doamna ministru în seara asta e o parte din acțiune. Din acest moment, Departamentul de Situații de Urgență preia toți românii recuperați din Fâșia Gaza, fiecare familie, avem familie din Timișoara, din Iași, din Dolj, din Olt, din Suceava, Bacău, fiecare familie are povestea ei. Mulți dintre copii erau fericiți că merg la bunii acasă, la Bacău sau la Suceava. Deci este o acțiune care va continua și în zilele următoare, până când ajung la familiile lor, dar sunt mulți care nu mai au familii directe în România și am vorbit pe avion cu doamna ministru. Mâine în ședința de guvern o să vorbim și cu doamna ministru a muncii, să vedem ce act normativ dedicat acestei situații, pentru că vorbim de niște români care vin dintr-o zonă de război. Financiar, cum pot fi ajutați? Sunt ferm convins că de mâine vă vom da toate explicațiile. Noi am început să creionăm actul normativ. Vom continua mâine și domnul vicepremier Marian Neacșu. Asta sunt punctul de frontieră a fost închis din motive umanitare în principal. Am primit în această seară din nou aprobarea pentru cei 51 de cetățeni români. Au fost anunțați deja și mâine reluăm demersurile. Colegii noștri de la
echipa mobilă consulară se află deja acolo și practic vom relua din nou demersurile. Dar, cum am spus, situația de securitate este una extrem de dificilă, complexă, care ne impune să ne actualizăm permanent planurile de evacuare. Suntem în contact cu restul cetățenilor români prin oficiul de reprezentare de la Ramadac. Practic, în fiecare zi discutăm cu ei. Așa cum am spus în ultimele, și a spus și domnul prim-ministru, în ultimele zile și mai ales după ce a început procesul de evacuare, am primit mai multe solicitări. Ei sunt, toate aceste solicitări sunt în curs de verificare, după care va trebui să transmitem aceste solicitări autorităților israeliene și respectiv egiptene și numai după acordul acestora putem să continuăm cu evacuarea. Dar în momentul actual, toți cei 260 care au cerut până acum câteva zile evacuarea se află pe liste cu aprobările necesare și în zilele următoare vom continua procedurile de evacuare. Mulțumim mult ardător. Nu să cel vorbind cel de-al doilea avion, puteți spune. N-am înțeles. Și care voiau să se integreze pe piața muncii. Sunt 36. Da, 36. Da, 36. Ne puteți spune că și zilele următoare va continua această acțiune. Ne puteți spune dacă de fiecare dată veți merge personal să-i preluați din Cairo, așa cum a spus? Vreau să vă spun un singur lucru la sfârșit. La mulți ani, Mihailor și Gabrielilor și Gabriel. Mulțumim mult tare, bună seara. La revedere, seara bună, numai bine.